Uniunea Națională pentru promovarea talentului românesc, în colaborare cu Primăria și Consiliul Local din Comuna Boteni, au organizat sâmbătă, 4 august, cea de-a 4-a ediție a Festivalului Național Concurs Vocea Argeșelului. Participanții cu vârste diferite, sosiți din numeroase județe, au interpretat cu devotament cântece populare cu o semnificație aparte în anul sărbătoririi centenarului. Juriul a avut timp să delibereze, iar înainte de anunțarea câștigătorilor, unele ansambluri au impresionat prin dansuri atractive. A urmat festivitatea de premiere, în cadrul căreia a fost înmânat și marele trofeu al festivalului. Marele trofeu al festivalului Vocea Argeșelului, ediția a 4-a,
Botei, 4 august 2018, va fi înmânat, dragi prieteni, de către primarul comunei Boteni, domnul Vasile Leau! Așa că vine emisiunea că eu să mânesc marele premiu al festivalului, domnișoarei Roberta Buzurin, Slatina Old. Evenimentul a fost inclus în programul manifestărilor desfășurate în cadrul festivalului Brâul de la Boteni, ajuns la ediția cu numărul 23. Cu detalii despre ziua de duminică, în acest sens, vom reveni în ediția jurnalului Mușcel TV de mâine seară.